dau ceva bani, spui de aici. Ia înghețată. Nu vrei înghețată? Dau bani. De unde ești după pindea? Am nu spune acolo, să mă uit eu. Ha? Nu vrei înghețată? Pindea. Când eram mic, pindea mânca înghețată, fanilor. Acum nu mai vrea înghețată. Acum nu știu de ce mă chemă la bancomat. Auzi că are mulți bani în bancomat. Dar eu nu-mi vine să cred. Pindea, de unde ai bani? Nu vorbești, mă. Ai mulți bani. De la YouTube. De la YouTube. S-a intrat banii mulți. E spus pe tot, da? E bună înghețata. Da. Ce rece, vezi, te-ai răcorit un pic. Dar pindea, m-a chemat la bancomat, dar nu știu câți bani îmi dă. Îți dă banii tăi. Dar de ce îmi dai pindea bani? Să nu mai plec la diamant? Auzi, pindea, îmi dă bani să nu mai plec la diamant. Serios? Durează mult, da? Nu bine să fie că pindea crescută și eu un om așa mare. Are 26 de ani și nu bine să cred că l-am crescut eu. Și i-am dat 7 ani de acasă. Și acum a ajuns să-mi dă el mie bani. Nu bine să cred. Pindea, eu nu cred că îmi dai tot ce bani. Ce faci acolo? Eu nu mai am răbdare. Ce faci? Pindea? Nu-ți mai, nu te aude. Nu mă aud. Aoleu, îmi dă-mi pindea banii rău și am gândit, serios? Da. Doamne, serios? Câți bani mi-ai dat aici? 4. Da, mi-ai de foc. Pindea, de la tua, de la rău. Bă, te dădeam 500 de euro, jumătate, o să că faci mașina și nu luam nimic la mașină, doar farurile și le pun. Le la cusea, bine. Păi de ce cusea dacă îi le dau piesele mele și le pun pe astea pe mine? Vino, Alex, și tu să vorbești, să vedem, o dă mașina. Zi cu Alex, o dăm, Alex. 500 de euro. O dăm pe 500. Vă dăm. Bă, cu patrona trebuie să vorbesc ca ei. Păi dar nu înțelege. E pe numele ei. Da, bă, eu nu îți iau mașina. Bă, patrona, genți-le. Faci în schimb de genți. Și mai dau 500 de euro diferență. Genți? Da, și... tot de la pața. Păi are la fel ca ale mele genți-le. Ale mele sunt tot la fel. Le la cusea. Păi nu, genți, atunci nu mai facem de genți, doar de faruri și de alea. Să aduce diamant, genți, vrei să-l trimit? Niște faruri că ale mele sunt Xenon, știi? Lumină albă cu galbenă. Și ale tale sunt toate lumine albe. Alex! Știi? Și 500 de euro în sfert din mașină, că dai doar schimb piesele. Dar de ce nu sunt pe diamant, că îți trimite diamant, genți, fără bani? Știi? Așa un diamant. Păi fără bani, acum vezi că îți trimite, zi de care sunt ea, că imediat le are. Nu mai vreau de-alea intercooler, sport, astea, știi? Păi îți dau diamant. Mele normale. Și ale mele fac. Le are și unii le avem. Le avem în apartament. Bani, adică el transformă alea sport. Am eu. De ce nu mi-ai zis? Le are Georgiana. Și da, îi transformă în diferență de bani. Îți dă Georgiana. Ce zici? Ești de acord? Nu. Ce? Mă, farurile face în schimb de ele. Dar nu dau niciun far. Păi ce dau pe ale mele și diferență ia de bani. Ia mașina cu totul dacă vrei și vrei. Patrone, dă-i mașina ta. Auzi, nu. Păi nu vreau mașina. Vino să-ți arăt. Alo. Eu îți dau farurile mele. Ia. Așa, da? Bine, Gheorghe. Eu stau farurile mele, ale tale sunt Xenon și ale mele sunt Xenon. Mă, cum vrei tu să-l înșel pe frate? Albă cu galbenă și tu ai două lumine albe. Bă, Pindea, vrei să-l înșel să ieși de la frate, nu farurile? Și dădeam farurile mele și diferență de bani 500 de euro. Vrei tu să iei farurile de la mașină? 500 de euro
diferență de bani, uite aici sunt 200, 100, 200. Păi unde-s banii aia? Ți-a dat Olga de la diamant, da, din Germania? Da, mi-a dat diamant, acum să-mi iau piesă la mașină. Serios? Îți trimite, da, bă, diamant piesă. Păi dă-mi, nu trimite și el mai mult, doar 500 de euro. Păi îți mai trimite acum. Când zici, mai dau diferența de bani când... Fia, care furtun vrei pe ei? Ăsta, vezi, scrie păi Ford. Nu mai merge, da, mașină. Da. Și-ți dau eu al meu normal, care nu scrie Ford. Da, bun. Și că ăsta merge mai tare. Iau ăsta, Sport, ți-l pun pe al meu normal. Da. Așa, farurile. Așa. Și ce mai vreau să schimb, ca să spun... Păi cum a ajuns fratele meu, Leo, să vândă pesele de pe mașina care o are? Și logicul 7 ăsta și ți-l pun sistemul meu. Mă, Pide, ai tu bani și-l cumperi tu. Unde dă, să stui cu mașina. Ce, ce face Morgan? Bă, cum am ajuns să dăm și-ți la tine? Și dau muzica mea, știi, boxele mele. Care se audă bine și ale mele, dar... Patroane, stai să vedem dacă... Bă, cum n-are bani să pleacă la București, Leo? Și să vândă farurile și cu voi. Asta e mașina, tu decizi. Auzi pintea să vinzi piesele de pe ea. Și-ți dau și ale mele, nu le vinde, înlocuiești cu ale mele. Noi ce facem părăile? Păi ai pe ale mele! Mașina o să mai... Dacă iai mașina cu totul, ți-o vând cu totul. Mă, e ca și când îți dau eu mașina. Mă, nu mai dă piațele, dau mașina cu totul. Da, pintea, dar ce faci cu totul? Cu totul, iau o repară. Pe cât atunci? O repar, 4.000 să-mi dă pe ea. 4.000? Da. Eu i-am zis să-ți dea 3.500. Hai de-aia v-ați pintea 500 euro, patroana. Păi dacă nu vrea să-mi dea piese... Pintea asta. Pintea o strigă aici piesele. Păi nu e la piese, asta e mașină. Când bani vreau, mă, pintea, pintea. Îmi dai 500 acum. Ascultă-mă, pintea. Și mai dau 3.000. Pintea, mă jur, uite, facem înțelegere să vadă și lumea. Da. Îmi dai 500 acum și 3.000 când îi faci, atunci îți dau mașina. Îi faci într-o lună, într-o săptămână, în două, îți dau mașina. A, da, facem schimb de piese acum. Să iei piesele la mașină. Păi vezi cu piesele mele, farurile mele. Bă, nu mai iau-o cu totul. Mă, patroane. Iau-o cu totul. Pe ce acționez? Patroane, să-mi dai 500 de acum și când face rost de 3.000, îi dă mașina. Da, așa facem. Pe bune, și iei mașina. Bă, mai bine. Dă banii la patru, la vas. E, las că îi dau, vând eu mașina, îi dau toți grămadă. Bă, dar de ce? Hai, da, ce zic, la vas? Păi, dau toți grămadă. Bă, dau la altul, uite, asuna, asuna asta. Bă, serios, n-ai încredere patru. Hai să asuna asta. Uite, asuna asta, acum la valisă mi-o dă la Iorca. Hai, sună la cineva patroană. Și gătește și dau. Eu aveam nevoie de piese. Păi strigi mașina, tu ai face treaba asta. Păi, păi rupi de mașina și mai lua și piesele după ea. Mamă, ce oameni nebun, înțeleg. Ce e oameni? Mașina e lobită și mai vrei să o bini și piesele de pe ea. Lasă ninja trimite. Că n-ai bani să pleci la Dana să iei mâncare la căței. Ai vorbit-o acum. Că la ăla care n-are dinți în gură. Ruginiți-i are. Are de aur. Dana ta n-are bani. Ce să-i pe ca de hău blocul ca aia? Mă, nu-i Brâncoveancu și Lămâița de vină. A, vezi, e mașina lor. Păi el ține, mă, copiii. Mă, totule, e mașina lui. Da. A, tu ții cu Brâncoveanu? Da. Tu ai vorbit cu Brâncoveanu de mi-a luat mașina. Cu Lămâița aia mea. Tu ai vorbit cu Lămâința. Ai luat mașina ei, Lămâița. Înseamnă că tu ești de vină. Stai să barsi eu toată șatra ta de aici, să păr în cortul. Vrei să păr în cortul? A? Ce să faci tu? Să păr în cortul ăsta. Să bată panii tăi. Unde mai nebuni cu cortul. Eu eram în Germania, făceam afaceri și tu făceai și plângeai în cort. Ce făceai? De ce plângeai în cort? Ce bani ai adus din afaceri? Ce trebuia să vă dă? Să vă buc casa lui Diamant la voi la Stea? Mi-a adus un lanț și mie de gavă. Bine, azi, vrei să mut casa lui Diamant la voi Stea? Voi ați nebunit. Toată și ea trebuie să aduc casa, să o fac, să o pun pe roate. Mamă, ai luat din afacere cu diamant și mie un lanț să pun la gât. N-ai lanțuri? Ce? Că înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să ai lanțuri, nu trebuie să te mândrești. Bijuterii și ăștia, vrei și tu aur, bijuterii? O, să te mândrești înaintea lui Dumnezeu. Fără aur, fără bani, mama, muri. Tu tot să mănânci oi aici, să mănânci să te îngrași cu bucătarul. L-au la păloale, mă, ia-l pahara. Să mă și unde cuge. Olga, tu să mănânce oi, să mănânce alea. Ție ce că nu ești diamant, dar ce să mănânce și... Păi de-aia, așa vreți voi să mâncăm fără diamant, așa vreți voi. Așa vreți să război, să mâncați toate oile, bucătarul ăsta, să nu vină și diamant să mănâncă oaie. Păi ce, să mănânc numai tu. Ce treaba am cu el? Păi și eu trebuie să vină la mama aici. Acolo să mănâncă la el, ce treaba am cu el? La mama mea aici, cum? La mama mea, n-am voie. Să le ia țiganii aceea, bătaie. Să vină eu, nu tata lui. Da, vine ăla, e nebun tata lui. Bă, ia
diamant aici. Bine, el diamant. Zii, mersi, asta e dracbarul, bine ai venit diamant, dacă bine, bine mâine diamant după mine. Vedeți voi cine e diamant, nu o să mai vorbiți așa înaintea lui. Vorbiți că nu mai era aici. Ce filmezi și tu și nu mi-ai luat o bere. Ia-mi și mie o bere, unde-s banii tăi? N-am patroană să-ți fac. Păi după ce umbli, nu umbli după bani. N-am bani patroană, sărac. Doamne, perec. Fai vinul ăla, patroană. Bucătarul are bani mulți, că vinde oi, purcei. Are bucătarul, deja, care galben, cumpără galben. Bucătarul cumpără că nu galben de doi. Noi dacă cumpăr și galben, puși pe dreapta, dau și de mâncare, de băutură la toată lumea. Eu am bani. Bucătarul are bani, că cumpără câte un galben, câte doi. Acum apuc de casă. Bravo, peste o lună. Bravo, patroană, deștept, cu minte, strânge bani. Bătare, trebuie să mergem la Craiova, ascultăm o firmă, să vină aia, să-ți facă toarnă fundația. Da, mai bine. Nu mă te duci la firmă, ai plătit, da. Nu mai cumperi tu ofie, iau apartamente și închiriez. Locul diamant. A, vrei să mă copiez, vezi? Vrei să copiez pe diamant? Niciodată nu o să te pui ca diamant. Hai să spun ceva, în Germania vrei să nu mă copiez, există să om să aibă mai mult de două apartamente ale lui, pentru că le-a ANAF-ul. Păi eu am două apartamente acum. Minți care erau apartamente de închiriat, că le-a ANAF-ul. Am două apartamente care stau eu în ele. Uite, vin femeile, vorbesc. Cu cine să vorbesc? Au nebunit, Doamne, am fugit, că a venit mătușul mea. Am fugit în curte să mă pitur. Doamne, a venit mătușul mea aia. A lui cine? A lui Tarzan. Mama lui Tarzan a venit de ochi și m-a piturat în curte. Că de ce am fugit de la diamant? Nu știu de ce am venit acasă să le fac de râs. Doamne, stau în corp aici, în patru. Să dorm în corp, mai bine să mă scap de gura lor. Uitați să vedeți ce spune mătușul meu. Mă fac că nu văd. Dar ce dar ai le-am spus? Stai că te-a după mine așa că eu fac căgajul, nimeni nu la fac că Roma, mă. Care? Serios, uite și vorbești acum, Olga. Da. Olga, vorbește, Olga. Ce să vorbesc? Vorbește, nu mai pot să vorbesc și cu bucătarul, cu toată șata. Și cu puturita, mai vorbești? Ha? O supălată și pe mine. Cred că l-a iubit și ea pe Tomi, pe tinereț, de aia vorbește de Tomi. Prieteni, cu Tomi și... Bărim, dacă ai venit cu bani de acolo, să ne dai și nouă bani, că ai venit mai săracă cum era ei înainte. Vrei vezi banii la mine, nu mă vreți pe mine, vreți banii mei. Uite, ți-a dat Alin bani. Și de aia vreți să nu mai stați în curs, să vă duceți și voi pe crazieră, pe vapor în Germania. Da. S-a dus pe crazieră. Da, dar să ne ducem cu familia noastră, nu cu alții străini. Păi eu m-am dus cu familia lui Diamant. Ce s-a zis, când tu la aeroport, așa n-a tu-i curcă. Cai? Casa asta n-a urcit. Cana. S-a la aeroport, în firea asta. Cai? Ce-mi dume pe telefonul să-ți iau la aeroport? Mă, ce vei că cu loc și sunt de la mă? Poate cu vapor unde sunt de la mă? Să stai mai sunt de la mă. La tot, ca să se iasă sigânțele cu tine, ca autoritate. Auzi comentariul aici, dar toți fiul rezistitor acasă. Da. Ce-a zis? Nu m-am fost de prins, m-am întors pe zi 2 și în vacanță. Am venit în vacanță și prin înapoi. Eu stau în focul ăsta, la șatra asta. În stresul ăsta, la grătarul ăsta, să mănânc toată ziua. Tu aici, dar noi în vacanță, cum vine asta? În vacanță. Te așteaptă diamant înapoi. Auzi ce zice Corina, Olga, stai acasă în familia ta, nepoții tăi. Să stau să mă acum aici, la șată. Pe lângă... Cum stă, ia uite, cu tunița, ia uite ce s-a îngrășat cu tunița, ia uite. Ia uite, Olga a venit aici în șatră să facă scandaluri, nu mai cearță. Lăsați comentarii cu întrebări pentru Olga. De ce comentarii aveți? Au luat turaz, n-a făcut cortul, ia uite, în terasa de vară, a făcut cortul și casa, hai să vă arăt casa. Hai să vă arăt casa, că a nebunit mama asta. Puținea pe Sibiria, la Sibiria, uite.
Hai să vă arăt casa, cu mine și mama nebunit în casă. A nebunit. Uitați cum avem casa unde a făcut-o tata. Uitați ce avem în casă de astea, hai așa. Uitați și voi cum sunt. Cum avem casa și mama a luat-o razna și a făcut cortul, cum era ea pe timpul ei. Cortul și-a auzit și a făcut cortul în curte. Și uite cu noi ce condiții am făcut la nepoți. Ia uite aici, joc biliardul în casă. Ca să nu se duc la cazinou, să nu se droghează, să nu fie învățat să se înjură, să fie... Să le dăm o educație bună, să meargă la școală, când să pipisesc și să joacă în casă. Uitați pe Alina, uitați pe Leonardo, uitați pe Alex, pe nepoțelul care e cu minte, educat, merge la școală. Merge la școală. Uitați cum avem în casă și mama nu-i place în casă, îi place să stăm în cort. Ce să mă fac? Să stau eu acasă cu ei, să nu plec eu în Germania la Diamant. Unde toată ziua aveam treabă și să stau cu ei aici, eu, dormitorul lui Leo, aici, s-o caut pe Anca. Anca! Onei! Am filmat ca să trimis și tu un mesaj lui Diamant. Lasă-mă că n-am treabă, n-am vorbit niciodată. Păi Diamant a zis că el ține la tine, că ești cumnată. Lasă-mă, n-am Doamne, ce nebună e Anca. Doamne, ce urât a făcut. Vedeți, de aia pleacă patrula din casă și stă în cort. Bă, ce mi-a făcut Anca, cum să vezi pindea ce mi-a făcut Anca. Ce? M-a gonit afară, că i-am zis să-i trimite și eu un mesaj lui Diamant și m-a scos afară pe ușă. De ce treabă are ea cu... Bă, ai nu vine să cred. Ea era cercul, să spunem cercul în cap, să țese Diamantul. Doamne, ce nebun sunt. Aia cercul la București, să țese Diamantul din cap. Știi ce a făcut Anca Lundu? Bă, șatră, bine stai mamă la cort aici, să mă urmă. Bine ai făcut că stai la cort, știi de ce? M-am dus și eu la Anca să vorbească și ea ceva pentru canalul meu, pentru fan, pentru Diamant, pentru toți. Ia ce a făcut? M-a gonit acu din cameră. A vrut să mă bată și a dat cu ușa cu mine. Eu, mamă, stau liniștită la cort. Bine ai făcut că stai la cort. Ia, stai liniștită, nu mai e bine, Anca. Bine că i-ai pus condiții. Ia du-te, pune-te în pat. Asta înseamnă să fii patroană, să-i pui condiții lunora. Bine ai făcut. Să stai în dormitorul în casa mare și tu stai în cort liniștită, faci grătare toată ziua. A venit pe furii la mine la cort. Bine ai făcut. Du-te, pune-te. N-ai avut telefon. Cum n-am avut telefonul? Când n-ai avut niciodată. La cu cum n-am telefonul ăsta? Să luai pe Diamantul telefonul lui. Nu. N-ai la ce mechanele jurii. Mechanele stai aici. Păi ce jap ar mă? Ce mai jalezi? Jap, să te auzi, vrei să mergi cu mine la București să ne plimbăm? Vorbiți-mi și mie românește dacă vreți. Ia uite ce mănâncă bucătarul, ia uite. Tu mănâncă bucătarul, ia uite ce mănâncă râză. Care bișterii patru? Așa patroană. Dar nu-ți vrea căpacele astea. Așa, păi el nu-ți vrea. Pregătește pentru Olga bucătare. Nu pentru mine, Olga, pentru nu? El, că el mănâncă. Ia bucătul, ia. El mănâncă toată ziua. Bă, ce poți de-ai într-un carton de usturoi, să-ți am și eu pe scaun. Lungi vreau, nu așa pe gilate. Aia încă că era, stare pe Catalina, nu vreau lati. Doamne, ce mi-a avut Anca să mă gonească din casă, m-a gonit din casă. De ce? Are dreptate patrona că stă în cort. Și tu dormi în cort din când am plecat eu? Mai dorm în cort, mai în casă, stau liniștită. Uite patroana, și te fac așa ca prastama. Așa le vrei, nu? Așa, ca prastama vreau. Așa? Mă, mamă, eu stau liniștit aici în cort. Mănânc, beau, că cât ai muri, muri ce iau cu mine. Ia căștile, iau banii. N-a luat tatăl un ban, n-a luat o casă, n-a luat nimic. De ce m-a gonit și pe mine? Mănânc și beau cât trăiesc și îmi văd de treabă. Vă zici de ce am plecat? Vezi, Anca, de ce m-a gonit? De prost dacă sunt sărași pe de ce m-a gonit din casă? Tu ai casă, ai casă, ai avere, ai copii, de ce să... Cătăline, păi și acasă când mă duc cu pintea, mă supără, Anca, mă supără toată lumea. Nu. Ai făcut-o, da? Uite, băieții. N-ai la căsâna la sân. Da, nu bagă aici. Bagă aici.